miercuri încep în greu, o perioadă pe care am așteptat-o și am pregătit-o de ceva timp deja. În primul rând, ne dorim ca, indiferent de nemulțumirile care au fost până acum și motivele pentru care publicul nu a mai venit alături de noi la sală, ne dorim ca ei să înceapă să vină ca la începutul campionatului, pentru că avem nevoie de susținerea lor. Ne dorim, cum a spus și domnul Petrișor înainte, să încheiem în 3 meciuri, dacă se poate, această manșă și să trecem în următoarea fază și să continuăm să luptăm pentru un rezultat cât mai bun. Okay. Now we come to that spot that every ball, every rebound, every defense is important and can be decisive. We play up to 3 wins. We are preparing for that all this season, and I think we are prepared and we'll play with confidence. I believe in this team and in our guys, and only thing I can say is veniți la sala să susțineți, susține echipa noastră. Hai Craiova! Playoffs is the most important time of the year. We've been working all season for this, for an opportunity to play in the semifinal, to take this team to places it's never gone before, and we look forward to the challenge. We are excited, we're motivated, and we will give our best on Wednesday and on Friday. We need everybody to come to the games, support your team, and be there for us, because we need the help of the public. It gives us more energy, more passion, and hopefully we can get these 3 wins, go to the semifinals. Yeah, I mean, piggybacking off of what they have just said, it's easy to get to the playoffs and understand that you just need 9 wins to be a champion. But we're going to take the same approach that we've taken this whole season, one game at a time. And like I said, it starts here at home with these first 2 games. If the sala is rocking and the fans are behind us, I think with the confidence that we've been able to build this season at home and with the way that we look when we play together, that it's going to be a fun little adventure for us. So we're looking forward to the opportunity. Just ready to get it going. Yeah, I mean, we know, we're aware. You want to translate what I said so that they can understand? We are aware that Craiova has no wins in the playoffs, but we're not thinking about that. It's a new season. We are a new team. So, we think about our own goals, and it's not just to win one game. It's to go as far as possible. And, of course, that comes with one victory on Wednesday. So hopefully we can get that out of the way fast, and then we can focus on bigger things. E normal să ne conștienți de treaba asta, dar nu trebuie să ne gândim la asta. Suntem o echipă nouă, un colectiv nou și ne dorim, cum a spus, să facem cele 3 victorii, lucru care este cu atât mai ușor posibil o victorie miercuri. We cannot hide, and I don't know how to say, but we know this opponent. We play already 4 games in this championship, and pretty much it's about putting all in on the court and putting our hearts on the court and winning as a team, not as individuals. And I'm sure that we are a team. Trebuie să aducem tot ce avem mai bun pe teren și mai pe scurt să câștigăm ca o echipă, nu ca niște individuali. Și Igor este sigur că noi avem această echipă de care este nevoie. I-ați învins de 3 ori în 4 meciuri în acest sezon. Ați avut probleme în ultima partidă. Cum credeți că va fi? Va fi diferit cel puțin față de ultimul meci, cel de acum 2 săptămâni? One or two, he said that we beat them 4 times, and I get answer. You answer? Playoff-ul întotdeauna este cu totul diferit de ce se întâmplă în prima fază, în top 6, în restul campionatului. Putem spune că se joacă cu totul al basket și cred că prin ultimul meci ne-am învățat lecția și nu vom mai aborda această echipă în acel fel.
am intrat din primul minut să, să câștigăm. Gaiovici a dat de băut după ce a câștigat concursul de 3 puncte? Da, a dat de... Sau de după... Nu. No. Cât, cât de greu este pentru voi străini a sărbători chiar Paștele, dar primul? I mean, for me, Easter isn't, I mean, it's an important holiday, obviously, being a Christian, but it's not something that, you know, matters so much to me to that I can't come to practice or that I can't focus on my job. So I had a good meal, good dinner, and said something to my family, finished. Said, how hard is it, you know, being here for Easter yesterday, not being able to celebrate. I mean, yeah, it's kind of like Porter said, you get used to missing some of the holidays, and the goal now is to just make it worth it, you know? So if I was missing those holidays and I was losing games, then it would be a little bit more difficult, but if I'm here and I'm competing and I'm winning, then you just make up for lost time when you get back to there. And how many No. No, I mean here it's a bigger thing for sure. Sperăm. It would be nice to have people there and to make it full and have this kind of atmosphere. I think one game we had it this season against Cluj, and the gym was almost full and we play good and we win. And it's just a nice thing, you know, to play in front of your fans and to have a lot of energy. We need that. Because as I can remember, that game was tied and we play against a very strong team of Cluj. And I think exactly that energy and that's what gives us to win was actually that support from the stands. Sibiu a câștigat un trofeu în acest an, în cazul în care bate Sibiuara, cu siguranță îi veți întâlni pe ei semifinală, îi lăsați doar pe cupa. I mean, I think we need to focus on Timișoara first. We need to get there, and they need to get past Dinamo. You know, Dinamo plays them tough, so we will see. But I believe in our team. I don't think any team can beat us here, so we just have to play good. Da, apropo, este mai dificil când pleci în postura de favorit în un astfel de meci? Este normal, e mult mai dificil având această presiune, toți se așteaptă de la tine, de la voi, în cazul în care vorbim de echipă, ca echipa să joace bine, să aducă victoria și toți simt că este un lucru sigur, dar presiunea care se pune pe echipă este un factor foarte important. Puteți face o performanță istorică la Craiova în acest sezon? Băieții sunt conștienți de ceea ce pot face? Toți suntem conștienți de echipa pe care o avem și de ce putem face aici. Important este, cum a spus și Igor, să continuăm să fim o echipă. Și am mai spus toți, este cea mai mare dorință noastră să ducem un rezultat cât mai bun pentru Craiova. Voi sunteți mai rezervați în exprimare. Știți să vă bucurați dacă câștigați titlul? Oricine se bucură la un rezultat de genul. Dar cum? Acolo? Corade, tâncavă. Putem găsi o soluție, de ce nu? Să vine cineva cu o propunere. Credeți pe Toma? Da. Să fie așa de lucru, Toma, ai câștigat titlul. Cât de vreme să câștigați 3 meciuri la rând contra unei alte echipe? S-a văzut și în Euroliga, sunt rezultate diferite de la un meci la altul. Sure, yes, normal, because you play against the team so many times and they see you, you see them, and every game is its own story. And obviously when you beat a team, they're going to go home angry, they're going to be more focused for the next game. So obviously it's hard to win game after game after game, but this is the job, so no one said it would be easy. Especially as you could see that this season almost all the teams could beat the other, so
the quality is pretty much equal, and it will be about what I say about the momentum, about the inspiration, about the motivation, and maybe one ball, one dead ball, one rebound, one turnover. Veniți la sală și să stinem echipa. Hai Craiova!